În acest episod o să vedem cum a apărut Ikea, de ce este atât de populară, care-i treaba cu toate numele ciudate și de unde a pornit. Pentru început, Ikea a fost fondată de Ingvar Kamprad, care din păcate la vârsta de 91 de ani, anul trecut, pe 27 ianuarie, în 2018, a murit acasă în Suedia. El a pornit această companie într-un sătuc din Suedia în anii 40 și inițial primea comenzi pentru mobilă pe care le trimitea prin curier. În ziua de astăzi, are peste 400 de magazine peste tot în lume, din România până în Australia. Iar primul magazin fizic din care a vândut mobilă a fost în Almhult, în Suedia, în 1943. Iar primul magazin internațional sau în altă țară decât Suedia a fost deschis în 1963 în Norvegia, în Oslo. Iar de atunci până astăzi, magazinul a ajuns să fie vizitat de aproape 1 miliard de ori pe an în cele 422 de locații. Tocmai ce s-a deschis încă unul în România. Și în ciuda acestor cifre, Ikea totuși nu are prezență în America de Sud și Africa. Dacă te uiți pe hartă, e gol. Numele Ikea, desigur că înseamnă ceva, iar numele a fost oferit de Kamprad, care atunci când l-a formulat avea doar 17 ani și vindea din ușă în ușă. El și-a numit compania Ikea, Ik reprezintă inițialele numelui său, E vine de la ferma unde a crescut, Emtarid, și A de la Agunarid, numele satului în care a crescut de asemenea. Deci Ingvar Kamprad, Emtarid, Agunarid. Și acesta este doar începutul numelor foarte ciudate pe care le vei găsi scrise pe produsele Ikea. Unele dintre preferatele mele sunt Concis, Mula, Anilinare, Kektar, Clapa, Lulfoia, Milf, Legitim, Sensuel și preferatul meu, Cioclad Caca. Iar aceste nume nu sunt alese la nimereală, așa cum a sugerat Ciprian, și nu este neapărat mișcare de marketing, deși face firma să fie și mai specială. Această tehnică a fost începută pentru că Kamprad suferea de dislexie și încurca cifrele. Dacă ar fi avut coduri numerice pe produse, acestea și-ar fi pierdut ordinea în ochii săi pentru că era dislexic. Așa că s-au ales nume suedeze. Nume care desigur o să te bage de multe ori în ceață, pentru că nu o să înțelegi neapărat prețul cărui produs se află pe etichetă și care etichetă din fața ta se potrivește cărui produs dacă nu sunt atașate una celelalte. Acest lucru a fost un impediment foarte mare, mai ales când au mers în America. Cine a fost surprins că americanii n-au fost dispuși să învețe vreun lucru? Astfel că în 1985, după ce acestora le-a fost greu să pronunțe vreun nume și nu descriau foarte bine produsele, astfel încât oamenii adesea cumpărau vaze pe post de pahare de băut, pentru că europenii nu și-ar fi imaginat că va bea vreo persoană normală o băutură într-un pahar atât de mare, așa că magazinul s-a închis pentru 5 ani în America și mai mult de atât, de-abia la începutul anilor 2000 a început să prindă un pic compania în America. Și asta în ciuda faptului că prețurile sunt mai bune la ei. De exemplu, o bibliotecă Ikea costa în 1985 80 de dolari și aceeași bibliotecă poate să fie găsită astăzi cu 20 de dolari mai ieftină, nouă în Ikea. Tot la confuzie, dacă ai fost luată într-un magazin și ai realizat destul de rapid că ești într-un labirint făcut să te țină acolo ore întregi și să nu ai scăpare, ba mai mult de atât, încercând să găsești o scurtătură să sfârșești în a face același traseu de mai multe ori, înțelegi că acest design a fost intenționat și din punctul de vedere al magazinului, plin de succes. Ideea designului magazinului este să te facă să cumperi cât mai multe lucruri, dar nu lucruri de care chiar ai nevoie. Te-ai dus acolo pentru un covoraș, de exemplu, și ai fost plimbat printr-o grămadă de chițibușuri care ar putea să fie utile, dar nu neapărat îți trebuiau sau erau în planul tău. Lucrul care îți și umplu coșul până la ieșire și de la cheltuiala ta planificată de 200 de lei, ai ajuns să lași acolo 700. Poveste reală, de mai multe ori. Bănuiesc că din acest motiv, magazinul online Ikea e atât de prost organizat și atât de scump să comanzi, pentru că îi fac mai mulți bani dacă te plimbă prin magazin și cumpere alte chițibușuri. Mai vezi o lampă nouă? Mai vezi niște becuri inteligente? Ia uite umerașul la ce bine ar merge în living. Nu m-am gândit niciodată că aceste cutii pe acest raft ar putea să încapă pe peretele meu din spatele monitorului. Și după aceea ajungi la cutii în care baci cutiile produselor de care n-aveai nevoie. Și dacă ești un asemenea om care se pierde adesea prin Ikea și pleacă cu prea multe produse acasă, e posibil să ajungi pe o listă specială a cumpărătorilor din Ikea și magazinul să trimită la tine experți din magazin care să vadă cum interacționezi tu cu produsele pe care le-ai cumpărat de la ei. Aceștia sunt antropologii companiei și dacă primești un asemenea antropolog la tine în casă, vei primi carduri cadou pentru și mai multe cumpărături. Printr-o observație e posibil să ți se pună și camere de supraveghere în casă pentru a vedea cum îți folosești produsele și din asemenea supraveghere reies lucruri amuzante. De exemplu, chinezilor le place să folosească perna de șezut de pe canapea pe poți de pernă de stat cu spatele pe podea. Tot la confuzie,
manualele de instrucțiuni. Nu a existat produse cheia pe care l-am asamblat fără să trebuiască să-l asamblez de două ori. L-am făcut odată, nu a fost bine, am pus șuruburile care erau cu un milimetru mai scurte în locul greșit și când mi-au trebuit în altă parte nu le-am mai avut și dacă le foloseam pe celelalte cu un milimetru mai lung îmi perforau lemnul cartonat, așa că a trebuit literalmente de fiecare dată, cu fiecare produs nou, să-l desfac și să-l fac din nou. Și asta în mare parte din cauza faptului că nu există cuvinte, descrieri în text în manualele IKEA și asta pentru că acele cuvinte, descrieri, text, pentru fiecare limbă în parte, costă foarte mult. Manualele pentru care avea mai mult text, mai multă cerneală, ar fi mult mai groase, mult mai grele, ar consuma mai mulți bani la transport, ar fi mai scumpe de produs, așa că IKEA economisește bani acolo și îți termină nervii. Cel mai lung produs pe care l-am asamblat a fost recent un pat divan care se trage, mi-a luat și nu exagerez 6 ore. Mergeam până în pădure, îmi alegeam un copac frumos, îl tăiam, îl duceam la un gater, îl făceam feliuțe, îl lustruiam, îl ansamblam cu cuie și ce mai trebuia pe acolo, cumpărate de la Dedeman în timp mai scurt decât mi-a luat să-l termin un pat simplu, pe care l-am și rupt în prima noapte. Da, exact aceasta este recenzia mea de pe IKEA.ro. Și în caz că vă întrebați dacă am lucrat 5 ani la un canal doar pentru a mă plânge odată de companie, aveți dreptate. Am meritat fiecare minut de efort. Mai departe este evident motivul pentru care IKEA își vinde mobila atât de dezasamblată și în bucăți atât de complicate, după cum am spus acum câteva secunde. Preț, la fel ca și la manuale. Cu cât subțiezi mai mult ambalajul, cu atât poți să bagi mai multe ambalaje într-un tren sau într-un tir, să faci mai puține drumuri și să faci tot procesul mai profitabil. Ai nevoie de spațiu mai puțin de stocare și așa mai departe. Să-și mănânce nervii cine îl ansamblează acasă. Pe de altă parte, IKEA spune că procesul ansamblării te conectează personal de acea mobilă și te face să o apreciezi mai mult pentru că tu ai ansamblat-o, tu ai făcut mobila aia să fie, tu ești Dumnezeu. Te duci la nevastă ta și zici, uite, eu am făcut patul ăla. Îți vine un prieten acasă și pune un pahar fără protecție pe masă, îți vine să-i rup capul că îți lasă un inel. Iar aceste lucruri au fost confirmate și de un studiu făcut la Universitatea Harvard, în urma căruia a reieșit faptul că oamenii, dacă au ansamblat singuri un mobilier, de exemplu, i-au oferit mai multă valoare decât dacă nu au făcut nimic. Din acest motiv sunt oameni care iubesc să pună cap la cap PC-uri. Pe partea mai bună a lucrurilor, există magazine IKEA în care ai voie să faci nani. Sunt curios cum ar merge o asemenea treabă în România, însă în China, nu doar că nu vine nimeni să te dea afară din magazin sau să te certe, ci mai mult de atât ești lăsat în pace atâta vreme cât nu faci gălăgie, nu deranjezi pe nimeni. Pe de altă parte, au interzis în magazine jocurile de față ascunsele. Și asta în urma unui eveniment organizat unde aproape 20.000 de oameni s-au dus într-un magazin din Amsterdam ca să se joace de față ascunsele. De asemenea, restaurantul IKEA este faimos și cu siguranță ați auzit de scandalul de acum câțiva ani cu privire la carnea de cal, care pentru unii oameni nu a fost așa mare brânză. Adevărul despre acel scandal întreg din 2013 a fost cumva ascuns. Și asta pentru că chiftelele nu erau făcute doar din carne de cal, ci s-au găsit urme de ADN de carne de cal. Nu IKEA făcea intenționat carne așa, ci distribuitorii mai strecurau câte un cal printre bovine. Mobila de la IKEA este folosită și în terapie de cupluri. Dacă ați ansamblat vreodată ca și cuplu mobilier IKEA, cu siguranță ați observat cât de stresant poate să devină procesul și faptul că se pot naște certuri, astfel că Ramani Durvasula, un psiholog din California, își pune cuplurile care vin la consiliere să ansambleze mobilă IKEA împreună pentru a discuta rezultatele conversației, interacțiunii, fie că e bună, fie că e rea. Iar un scriitor pe Wall Street Journal a spus că a lucrat la un pat 10 ore împreună cu nevastă sa, iar din aceste 10 ore, 2 au fost consumate în certuri. Tot pe ideea certurilor, în 2009, în California evident, s-a filmat și un serial de comedie dramă, unde actorii erau sub acoperire. Desigur, magazinul nu știa nimic, nici clienții, nici oamenii care erau în magazin, nici vânzătorii, nimeni, și se certau cuplurile de actori și filmau totul cu camere ascunse. IKEA a zis că a fost amuzant exercițiul în cinematografie, dar totuși ar aprecia să nu se mai filmeze seriale fără cunoștința lor în magazine. În 2014, când au deschis al 30-lea magazin în Franța, IKEA a construit un apartament pe un zid de escaladat, iar oamenii au fost invitați să escaladeze zidul, clădirea, să-și facă de cap. Dacă ați văzut un catalog IKEA, în fiecare an să știți că sunt produse peste 200 de milioane de asemenea cataloge, de asemenea reviste, și se estimează că anual acestea depășesc dublu numărul bibliilor vândute.
minte. Vorbeam mai devreme de cumpărăturile online. Aceștia doar din anii 2000 au început să aibă magazine online și nu în toate țările. Și anual se estimează că site-ul pentru cumpărături este vizitat de peste 2 miliarde de ori și că au loc vânzări de aproape 2 miliarde de euro. Profit foarte bun se face de asemenea cu restaurantul IKEA. Primul a fost deschis în Almult, în Suedia, în 1960, dar doar în 2006, acum 13 ani, restaurantul IKEA a devenit restaurantul IKEA. Până atunci era doar un restaurant în IKEA. Iar produsele de acolo poți să le cumperi cu propriul lor brand IKEA și acesta de asemenea face profituri de 2 miliarde de euro pe an. Cum reușește asta? Ei bine, după multe cumpărături îți e foame, unii oameni chiar se duc la IKEA doar pentru mâncare și poate cumpărături și se estimează că anual vând peste 150 de milioane de chifle din acelea de carne. Cel mai mare magazin IKEA din lume este în Coreea de Sud, are aproape 6.000 de metri pătrați, iar lucru amuzant în această parte este faptul că paturile pentru copii sunt puse în acea zonă cu paturile pentru adulți, pentru că în Coreea adesea părinții și copiii dorm în aceeași cameră. Și tot în Asia, în Japonia, au avut probleme foarte mari în vânzări în anii 70, pentru că japonezii nu erau dispuși să-și ansambleze singuri mobila. Casele din Japonia nu erau la fel de mari, la fel erau și apartamentele mai mici, astfel că mobila nu se potrivea și afacerea a mers prost multă vreme în Japonia. Însă în ultimele 20 de ani IKEA s-a deșteptat și a ajuns chiar să aibă 10 magazine IKEA în Japonia. Legând diferențele culturale, de exemplu în India în ultimii 2 ani, magazinul IKEA a făcut peste 500 de vizite de la antropologii numiți mai devreme, pentru a vedea în ce condiții este ținută mobila și cum se comportă oamenii cu aceasta. Tot la amuzante din lume, în Israel există catalogul IKEA în care nu găsești imagini cu doamne, cu femei. Și asta pentru populația ultra-religioasă reprezentată de iudaismul ortodox, și când zic ortodox nu mă refer creștin ortodox, și nu au vrut să le deranjeze gusturile sensibile. În același timp, în alte țări, cum ar fi Portugalia, IKEA produce mobilă și pentru animalele de companie. Vei găsi canapele, paturi, tacâmuri, jucării și așa mai departe. Iar IKEA nu ansamblează compact doar mobilă, ci a reușit să ansambleze clădiri întregi, case. În ultimii ani, desigur în Suedia, există casele Boklok, care sunt prefabricate și transportate în locul unde vrei să îți lași jos casa. Iar IKEA este o companie predominant europeană, aproximativ 70% din vânzările mondiale sunt făcute în Europa. Iar profitul anual estimat este undeva în jurul a 30-35 de miliarde de euro pentru grupul IKEA. Firma angajează mondial peste 160.000 de oameni și magazinul are în grupul de loialitate cu carduri peste 100 de milioane de membri peste tot în lume și se adaugă 10 milioane de membri noi în fiecare an. Cel mai bine produs IKEA este biblioteca Billy, lucru care este amuzant, sincer nu am niciun Billy. Acesta a fost pus în magazine pentru prima oară în 1979, iar până anul acesta a reușit să strângă vânzări de peste 60 de milioane de unități. Ingvar Kamprad s-a retras din afacere în 2013 și a prodat-o aceasta fiului său mai mic, Matthias, iar când s-a retras avea o avere estimată undeva la 50 de miliarde de euro. IKEA este inovatoare și la alte lucruri. De exemplu, în 2017 a deschis primul magazin în realitate virtuală și poți să folosești realitatea augmentată pentru a pune obiecte de mobilier virtuale prin intermediul smartphone-ului tău, de exemplu, oriunde vrei în casa ta. Astfel poți să-ți dai seama cam cum ar merge mobila acolo, dacă dă bine, dacă nu dă bine, unde ai putea să o pui mai bine înainte de a o cumpăra sau ansambla. Tot la avantgardă, IKEA a fost compania care a pus prima reclamă cu un cuplu de același gen la televizor. În 1994, reclama a apărut doar într-o seară, târziu, în New York, Washington și Philadelphia. Reclama a apărut a doua zi peste tot în știri și a fost foarte controversată. Tot la o mișcare de marketing, a avut teste de sarcină pe care dacă reușeai să le faci să arate pozitive, te duceau la o surpriză și aceasta era în forma unui pătuț pentru bebe. În ciuda faptului că este în Europa și are păduri și pe la noi, 20% din materialele folosite sunt din China și a fost una dintre primele companii care a cumpărat produse din China pentru producție în masă. De exemplu, primul lucru cumpărat de Comprad din China a fost o bucată de denim pentru canapele de 20 de kilometri. În final, dincolo de textile, 60% din materialele folosite vin din păduri. Linia de produse care se vinde cel mai bine este Malmul, vine de la noptiere, la somiere, paturi și așa mai departe. Vorbeam mai devreme de șuruburile enervante. În magazinele IKEA, în toate produsele pe care le au, vei găsi între 800 și 1000 de tipuri diferite de șuruburi. Tot la mâncare, IKEA a vândut de asemenea peste 1,5 milion de hot dogs,
iar mobila de la IKEA este mai ieftină de la an la an pentru că își îmbunătățește tehnica de împachetare și de producere a mobilei încât poate să o vândă și mai ieftin. Ca un efect secundar al vândutului mai ieftin este faptul că oamenii cumpără mai mult și profiturile IKEA continuă să crească. În ciuda acestui fapt, fondatorul a fost un om modest, avea o mașină normală, un apartament normal, trăia într-o zonă normală, a fost atât de modest și normal încât într-o ocazie a venit la o gală pentru oameni de afaceri, el cu valoare de 50 de miliarde de euro, și nu a fost primit înăuntru la gală, el cu 50 de miliarde de euro, pentru că omul venise cu autobuzul, nu cu o mașină scumpă specială. Deși cumpără mult din China, peste 60% din producția de mobilă are loc tot în Europa, iar magazinul are peste 12.000 de produse unice. Iar primul produs pe care l-au vândut a fost Lovet, primul produs ambalat comprimat. Asta în 1956 și se spune că după ce Ingvar a văzut potențialul acestui mod de împachetare și-a pornit firma în această direcție. Iar totul a pornit când a văzut un client care a trebuit să dezansambleze masa Lovet pe care Ingvar o vindea pentru a reuși să o pună în portbagajul mașinii. Și așa a venit ideea de a vinde toată mobila dezansamblată. Iar conform estimărilor, în ziua de astăzi, în forma lor ambalată, reușește să vândă în fiecare an IKEA echivalentul a aproape 10.000 de piscine olimpice pentru un not, în mobilă. Există, desigur, și scheleți în dulap, i-am lăsat pentru la final. Ziceam că are 150-160 de mii de angajați, însă în anii 80 a folosit în Cuba prizonieri pentru muncă silnică, lucru pentru care și-a cerut IKEA iertare. Tot în anii 80 a folosit prizonieri politici în Germania de Est, reușind să reducă prețul și mai mult pentru produse. În 2012 a făcut o revistă similară Israelului, în Arabia Saudită, unde exista o revistă de mobilă fără femei, și-a cerut iertare și în cazul Israelului și nu a mai făcut acest lucru, și și-a cerut iertare și în cazul Arabiei Saudite și nu a mai făcut acest lucru, pentru că a considerat că este în afara idealurilor companiei de egalitate între bărbați și femei. De asemenea, a apreciat partidul Nazal când era tânăr, domnul Kamprad, însă mai târziu a numit această perioadă cea mai mare greșeală din viața sa și chiar a scris scrisori angajaților cerându-le iertare. Dar ca să terminăm pe notă mai bună, în fiecare magazin IKEA există o zonă de joacă pentru copii, părinții primesc un fel de pager cu care sunt chemați să-și ridice copiii sau dacă este vreo urgență, ești chemat prin sistemul de sonorizare al magazinului și te aude toată lumea. Trebuie să te grăbești când ești chemat așa. A făcut pe el, a vomitat sau e rău. În serialul Friends, magazinul IKEA apare de 3 ori. A fost folosit și ca Pottery Barn, ca simbol al lui IKEA, dar mai târziu a apărut chiar ca și IKEA. Iar inițiativa socială IKEA este cel mai mare program social al unei companii din Suedia. Acesta are donații pentru caritate anuale și conform UNICEF, IKEA donează undeva la 200 de milioane de euro anual. Compania folosește 1% din toți copacii tăiați anual în lume. Această cifră poate să nu pară atât de mult, dar este o singură companie care produce doar mobilă. Din tot, din construcții, din exploatări, din ars pentru căldură, din tot, IKEA reprezintă 1%. În același timp depune eforturi tot mai mari pentru a afecta cât mai puțin planeta. De exemplu, are aproape 300 de turbine de vânt, iar până la anul plănuiește să producă suficientă energie verde încât să-și acopere tot consumul și să ia de acolo tot ce are nevoie pentru toate magazinele din lume. De asemenea, deține păduri pe care le îngrijește și cu care vrea să arate un exemplu despre cum se poate face exploatat forestier responsabil, ca un lucru amuzant. În România, de exemplu, deține aproape 50.000 de hectare de asemenea păduri. Și cu acest ultim gând dezamăgitor despre exploatări forestiere, aștept să-mi spuneți în secțiunea de comentarii care este produsul vostru IKEA preferat sau pe care l-aveți în cea mai mare abundență. Produsul pe care îl prefer și mi se pare versatil este Malmul. Am cumpărat 8 de-a lungul timpului la mine acasă, la părinți și așa mai departe. Sunt niște dulapuri micuțe destul de ieftine și utile. De asemenea, acum mai am 3 Alexuri, nu doar pentru că numele, ci pentru că sunt iarăși niște dulapuri pentru birou foarte utile și mai multe mese decât am ce să fac cu ele. Nu știu de ce am 3 mese, dar am. Una din ele este inclusiv sub canapea pentru că nu mai am unde să o țin. Am folosit-o multă vreme și s-a îndoit până la urmă la mijloc. Dar mi-e greu să o arunc. Spuneți-mi de asemenea care a fost cel mai frustrant produs IKEA pe care l-ați cumpărat, ansamblat, care au fost maximul de nervi suportați. De asemenea, dacă nu aveți niciun produs IKEA, lucru care este foarte plauzibil având în vedere că dintr-un motiv sau altul s-au gândit în București să pună 2 magazine, dar nu reușesc să-l deschidem pe la în Cluj. De atâta vreme tot discută Cluj. Na, nu, las. Tu comandă-ți și plătește hiper mega taxa din București ca să-ți iei mobile IKEA. Și desigur, când comanzi, îți vine o grămadă și îți dorești moartea când ai atât de ansamblat. Am prieteni în Cluj, Oradea,
Timișoara care mai fac treaba asta și da, 9 zile frumoase. Vă las, vă mulțumesc mult pentru share, like și abonare. Eu sunt Alex Cosma și în data viitoare, ansamblare plăcută și atenție cad mereu.